bunătate Mântuitorul, de le-a vindecat bolnavi, orbi, ciungi, șchiopi, ologii, tot. Și au început să-l îmbulzească din toate direcțiile. Dar nu îl îmbulzeau pentru că era Mântuitorul. Îl îmbulzeau pentru interesul personal. Ăla avea un boșoroc și nu-i mai convenea să-l țină, să-i dea pastile. Dar să atinge ăsta de el să faci sănătos. Ăla l-avea chior, trebuia să-l poarte de mână. Lasă să atinge ăsta de el și-l face sănătos. Ăla era cu închiciorul, dă-ți umbre șchiop, lasă că-l fac sănătos. Mai dau bani pe proteză. Deci era interes. Și Mântuitorul la un moment dat le-a și spus. Voi nu veniți la mine pentru că credeți. Pentru că v-am hrănit în pustie cu pâine din piatră. Deci le-a și spus de ce? Pentru mâncare ați venit. Voi ați venit pentru că v-am dat mâncare în pustiu. Și a demonstrat unde e credința cea adevărată. Și asta vreau să vă rămână în minte. Asta Grigore Palama, dacă e de lumină e vorba. Cum stătea Petru, care știți, acest Petru a fost un fel de apostol, cum sunt la noi creștinii ăștia, dacă știi, extremiști, așa, care cu psaltirea, cu ceaslovul, cu lumânări, cu mătănii, cu post, dacă te vede că ai mâncat o nucă, băi, dar era fără uie cu ulei, dacă te vede că ai băut apă cu un pahar din care a fost suc, băi, dar ai mâncat de dulce și extreme de genul. Dar când era vorba de un fapt concret al credinței, fugeau ca potârnichii. Nu știu, n-am văzut, nu mă interesează. Știți, sunt viteji de ăștia care au ajuns veterani de război în beci. Baba păzea la ușă cu barul să vină jandarmul să întrebe dacă are pe cineva la oaste. Iar el defila în beci cu arma în spate și era erou. Deci cam așa. Petru a fugit și s-a lepădat, a plâns, s-a căit, a fost iertat, mai puțin contează. Dar îndrăznește să-l corecteze pe Mântuitorul în viziunea lui de Dumnezeu. Cum stătea Dumnezeu într-o duminică sau într-o sâmbătă în sinagogă și lumea îl împingea din toate părțile, una păcătoasă și plină cu scurgere de sânge și vai de capul ei, s-a atins pe la spate, era Dumnezeu. Cine m-a atins? Ca și cum aș merge până în spate printre voi și aș întreba, dar de ce m-ați atins? Păi e aglomerat, Părinte, de asta v-am atins, n-am vrut. Și Mântuitorul a întrebat, cine m-a atins? Petru, care știa răspunsul deja, că așa știu și creștinii zeloți totul despre Dumnezeu, dar nu fac nimic, Doamne, dar nu e o întrebare aiurea, în bulzeala asta să întreb cine m-a atins? Și aici pune Mântuitorul esența pe cunoaștere și pe descoperire, pe lumina științei și a cunoștinței. Petre, nu hoarda, nu mă impresionează. Cineva s-a atins de mine cu credință, pentru că eu am simțit o putere care s-a scurs din mine. Contactul cu Harul, scurtul circuit cu Duhul Sfânt, transcendentul cu lumea de aici, biologicul cu Dumnezeescu. Îți dai seama că și Petru s-a blocat. Ce putea să știe cât a mers în urma Mântuitorului în stânga, în dreapta și a predicat, tot l-au atins, toți au pus mâna ca pe arhereu în mine la slujba arherească. Dar o femeie mustrată de cuget, crezând că a săvârșit un mare păcat, a zis cu neputință, eu m-am atins. Deci s-a identificat, n-a spus Maria s-a atins sau Ion sau Vasile, eu. Eu, oricare din voi, poate să atingă de Mântuitorul. Dar a și spus, din tinerețe am o boală, am umblat pe la toți doctorii, n-am rezolvat nimic, am cheltuit și toată averea și acum așa am simțit eu că dacă mă ating de tine, mă vindec. Tu ești totuși omul lui Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul în clipa aceea? Cum ai îndrăznit să mă atingi, dar tu știi cine sunt eu? Nu. Mare e credința ta, femeie. Credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a tămăduit. Deci iată de ce este nevoie. Ca să poți să faci o rugăciune adevărată,
Nu e nevoie de cantități industriale de psaltire și acatiste și ceasloave rupte și cărți de rugăciune rupte. E nevoie de inimă curată, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Și acum am să vă spun ce înseamnă atingerea de Dumnezeu la lumina cunoștinței la concret. Mă, să trece timpul și trebuie să ne apropiem de final. 1. Astăzi s-au împărtășit 100 de oameni. 2, poate 50, 40, 30. Noi nu știm cât se împărtășesc în fiecare duminică. Dar știm un singur lucru. Că cel care se împărtășește are nevoie de o anumită pregătire sufletească. În ce constă acea pregătire sufletească? Să spală acasă, să grijește pe trup, că fii curat în biserică, că e casa lui Dumnezeu. Așa făceau și iudeii în Vechiul Testament. Întâi să primeneau și să spălau, pentru că n-aveai voie să te atingi oricum de cele sfinte sau să aduci jertfă, că te ardea cu foc. Acolo ați văzut cum i-a pedepsit când puneau mâna pe sicriul legii. Le creștea bube la fund, furunculi. Asta era pedeapsa lui Dumnezeu la vremea aia. Au venit în biserică de dimineață și au venit pregătiți și înarmați cu două lucruri. Cu dorința de a se împărtăși, cu dorința de a avea răbdare să se poată împărtăși și cu dorința de a asculta Sfânta Liturghie. Dar mai rămâne o taină. Când te împărtășești, trebuie să ai și o anumită pregătire interioară. Și în ce constă pregătirea interioară? Să nu fii supărat pe nimeni, să te împaci cu toată lumea, să ai pace cu tine însuți, să ai pace cu cei din jur și să ai pace cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu înseamnă să n-ai vreun păcat pe cuget. Asta Dumnezeu știe, fiecare și-a scris pe hârtiuță și tot ce s-a dezlegat, dezlegat rămâne. Dar mai rămâne o taină. Câți din cei care s-au împărtășit azi au citit după împărtășanie rugăciunea de mulțumire pentru Sfintele Taine? Sau rugăciunea de împărtășire cu Sfintele Taine, rânduiala Sfintei Împărtășanii? O aveți în cartea de rugăciune. În mod expres le-am tipărit și vi le-am dat în cartea de rugăciune. Puteți ridica mâna sus care nu știe acest lucru, pentru că e știut în masă. Considerați acum, în momentul de față, următorul lucru. Cine și-a citit rugăciunea de împărtășanie și de mulțumire, să se considere împărtășit. Cine nu, să nu se considere împărtășit. De ce? Are timp încă să o facă până de seară, că azi e sărbătoare. Că dacă o lași necitită, bine cum am împărtășit, m-am băgat în față, i-am spus părintele că fac insulină, că am diabet, că mă doare stomacul și s-a rezolvat problema, nu? Cât stai în biserică, spui de 40 de ori Tatăl nostru, rugăciunea neștiutorului, de 7 ori Împărate Ceresc, iar când te duci acasă, dacă ești știutor de carte, îți continui și îți termini toată rugăciunea pentru că te-ai unit cu Hristos, Împăratul Cerului. A doua lumină taborică care face parte din viața noastră. De ce? Când se deschid Sfintele ușa, așa se spune. Nu Sfintele grăbiților, Sfintele bolnavilor, Sfintele celor care n-au răbdare, Sfintele Sfinților. Deci iată cui sunt. Deci considerăm că biserica este numai și numai a oamenilor sfinți. Și de ce? Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Ați văzut ce lumină puternică e în Sfânta Împărtășanie? Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, ne despărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Vedeți care e lumina taborică? Nu să umble babile să citească psaltirea pentru neric cu pătura trasă în geam și așteaptă lumini, ales la draci. Nu există așa ceva. Alea le arată Dumnezeu la sfinți când cred ei. Și ultima lumină taborică este cuvântul Evangheliei. Câți din biserica noastră care stau de față azi la liturghie își găsesc un sfert de oră să citească câteva pagini din Noul Testament sau din Sfânta Scriptură în zi de sărbătoare sau când au liber? Puțini.
nu este cunoscută și nu este înțeleasă Sfânta Scriptură nici a Noului Testament, nici a Vechiului Testament. Avem Biblia în casă, ne mândrim, dar eu am Biblia, părinte, de când eram, de la mama mi-a rămas, de la măta n-ai șters praful de pe ea. De ce? Una, că n-ai ochelari, că e scris mărunt. Doi, că n-ai timp, că ești foarte grăbit. Și trei, că, părinte, noi nu prea obișnuim. Așa este. Nu prea obișnuim. Dar trebuie să ne obișnuim. De ce? Pentru că acum vă închei, că așa am păstrat timpul limitat, vă închei cu ce a spus Mântuitorul astăzi. După ce i-au dat drumul prin acoperișul casei și l-au pus în fața lui, Mântuitorul i-a spus scurt: iertate-ți sunt păcatele tale. Un lucru extraordinar. Iertate-ți sunt păcatele tale. Lucru care pe iudei pe loc i-a paralizat în cugetele lor. Cine este acesta care iartă și păcatele? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Așa spune Prochimenul Mare. Dar eu vreau să știu altceva. De ce a spus Dumnezeu acest lucru? Iertate-ți sunt păcatele tale. Pentru că toată neputința noastră de zi cu zi, toată slăbiciunea, toată lenea, toată trândăvia, toată nepăsarea, toată nesimțirea, toată amânarea, toată graba, tot stresul. Vă dau un singur sfat. Nu vă grăbiți că n-ajungem nicăieri. Fiecare unde este scris. Și asta nu vorbim de predestinare. Rău faci, rău găsești, bine faci, bine găsești. Grăbește-te încet și bine că tot în locul ăla ajungi. Cu cât te stresezi și te agiți mai mult, faci riduri și trebuie să cumperi vopsele. Dar cu cât ești mai calm și mai blând și mai rugător, Dumnezeu te înseninează. Și Mântuitorul, când a văzut că ăștia cărtesc în inimile lor că le-a dezlegat păcatele, că asta e taina, dacă n-aveți dezlegate păcatele, nu lucrează harul în voi. Deci asta e a treia lumină taborică care trebuie să o aveți în minte. Lumina Sfintelor Scripturi. Lumina este Tatăl, lumina este Fiul, lumina este Duhul Sfânt. Când se spune te dezleagă în numele Tatălui, partea rațională din tine se curăță. Când te dezleagă în numele Fiului, toate păcatele trupești se absolvă cum a fost absolvit Adam. Și când se spune și a Sfântului Duh, se restaurează omul. De aceea stăniloaie, nu din dragul de a câștiga bani, sau nu din dragul de a se da deștept față de alți teologi, a scris două cărți diferite. Iisus Hristos, restaurarea omului, deci întâi omul trebuie restaurat prin dezlegare și iertare, și apoi a trecut la etapa a doua și a scris o altă carte și i-a spus așa, Iisus Hristos, îndumnezeitorul omului. Deci ăsta, ca să-și poată lua patul și să umble la casa lui, întâi a trebuit iertat și dezlegat de păcate. Deci același lucru să cade și nouă azi. Ca să ne putem lua patul și să plecăm la casa noastră liniștiți, patul înseamnă trupul, sufletul înseamnă slăbănogul, ca să avem o terminologie simplă pe înțelesul Scripturii. Luați-vă patul cu grijă în spate, dar cu sufletul dezlegat de păcate. Și atunci veți întâmpina acel cuvânt care l-a spus Mântuitorul cu vameșul. Vă spun eu vouă că m-ai folosit și m-ai îndreptat, s-a întors la casa sa. De ce? Pentru că este mai lesne să spui iertate-ți sunt păcatele tale decât ia patul tău și umblă. De ce? Putem umbla, dar dacă umblăm legați, umblăm în întuneric. Și acum ajung la ultima lumină taborică și m-am și încheiat predica. Umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii. Cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Dar voi sunteți fii ai luminii și umblați cât aveți lumina. Că lumina e cu voi. Cine este lumina? Hristos. Unde o întâlnim? În Vinerea Mare și în Miercurea Mare și în toate Miercurile și Vinerile când veniți la maslu, auziți un clopoțel în altar, dar voi vă uitați, credeți că paște vaca pe undeva. Nu! E semnul Arhanghelului că Hristos trece prin lume și iese preotul cu Sfântul Disc, cu Sfântul Trup și apoi când intră în altar încep paremiile și la un moment dat când s-a terminat paremiile, cu sfeșnic, cu semnul crucii, preotul spune Lumina lui Hristos luminează tuturor.
Deci aceea e lumina. Lumina din potir, lumina din credință, lumina din cunoștință, lumina din luarea minte și lumina din Sfintele Taine,